De câte ori ați pățit să stați pe TikTok și să vă apară un nebun de ăsta care mănâncă, nu doar mănâncă, savurează mâncare? Ei bine, eu m-am săturat, așa că astăzi o să mănânc și o să testez servicii promovate pe TikTok. Primul produs pe care o să-l testăm este cafeaua lui Daniel Cafeluță. Avem aici cana de la el, care e o cană destul de tare. Spor la Cafeluță, suflet cald. Bam! O avem aici, ne-a măcinat-o chiar el, n-am cumpărat-o deja măcinată. Asta era boabe întâi. Pac, am nevoie de o linguriță. Câte linguri pun, bă? Nu, întâi trebuie să pun laptele, l-am încălzit. Ce să pun, l-am încălzit? Laptele. Păi eu n-o fac cu apă, mă, pleacă de aici. Punem aici lăpticul. Ce faci? Bă, lasă-mă că eu fac cafeaua my way. Cafeaua se face cu apă și se pune un pic la... Păi... Dar lasă că facem așa atunci. Top! 75% dintre voi nu sunteți abonați la canalul meu. Băi, să vă fie rușine. Eu stau, mă chinui, postez și voi nu sunteți abonați. Hai, bagă subscribe acolo. Pac, gata, o scoatem să încălzi laptele. E gata, e gata. Băi, știu că nu așa se face. Acum am înseamnă că fac cafea, nu ciocolată caldă, dar ok. Da, nu? Păi nu, așa se face, pac, una. Nu, mă, așa se făcea, bă, am făcut-o de sânge, m-am grăbit. Aia e. Se face laptele maro? Se face, înseamnă că cafeaua aia o să fie aici. Asta nu cred că trebuie cu infuzie sau cea ca la espresso. Da, nu, am făcut-o prost. Am făcut-o prost, pe bune. Da, cum am făcut-o e nașpa. Dar dacă o face cineva ca lumea cu apă, cred că e bună. Eu când mi-a făcut-o el, am gustat-o și pe bune a fost bună. Bine ați venit la câmpeneasca noastră. Luați-vă și voi ceva de mâncare neapărat ca să mâncați aici alături de noi, pentru că așa am crezut eu că o să fie cel mai tare. Bun. Eu îmi doresc să vă apă. O să ți-l dau imediat, dar aici nu avem hot pizza încă, dar Robi din viitor o are, așa că hai să vedem ce face el prin aventura lui de a găsi hot pizza. Vlad, aici e doar Giuseppe. Vezi că data trecută am trecut prin. Data trecută am trecut până de hot pizza. Aici nu e. Hai la magazin. Bă, eu zic că se descurcă destul de bine. Hai să-i dăm 7-Up-ul, lăsăm acolo întreaba lui și mai vedem mai târziu ce face. Stai așa să facem unboxing. Deci avem 7-Up-ul de la Friday cu Pepsi-ul de la Popeyes. Sucurile, da? Friday. În teorie ăla al meu și ăsta al ce faci, testezi sucul? Păi nu? M-am scuipat cu el pe mână. What the fuck? Ăsta se simte foarte distilat, real vorbind. Încă am vopsea pe mână. Gustă! Să vezi, vrei să gustați? Și asta se simte distilat. Toată fac, n-am mai băut eu sucuri de-astea de mult gen? Da. Bun. Hai să luăm una câte șervețele ai tu și câte șervețele am eu. Două. Doar două? Da. Eu am 1, 2, 3. Bă, cred că s-a întărit sosul ăsta de cheddar până ne apucăm noi să mâncăm. Tu n-ai sos. Oricum, o să gustăm și din aia și din aia gen. Avem aici sosul de cheddar, cartofii de la Friday, meniu mediu parcă am luat și acolo la fel. Pentru că o să fie foarte multă mâncare și nu vreau să mănânc foarte multă mâncare. Și avem aici smash burgerul, care nu e dublu, e simplu gen. Luat ce faci? Sunt un spicy chicken sandwich. O să mi se ia părul. Hai, trage tu. Vede, chiar se ia, că simt că nu poți să-mi dui mâna. Nu se ia, de ce? De ce? Pentru că o să trag cu el. Trage vezi? Împotriva lui. Așa o să-ți se ia. Dă-i să se ia. Ce prost ești. Salat? Light. Ia, tu ce ai aici în pungă? Avem așa, un chicken deluxe, care e un sandwich foarte bun de la Popeyes. Și porția de cartofi, păcat că n-am luat sos la ei, sincer. Dar sosurile de la Popeyes chiar nu-mi plac, chiar sunt nașpa. Dacă nu-i ketchup... Bă, dar cât de mare ăsta? E foarte mare. Și hai, cu ce vrei să începem la câmpăneasca asta? Vreau să gustăm prima dată cartofii plain, așa, goi, pac. O să-mi plac mai mult aia de la Popeyes, dar aia e. Ia, bagă. Cartofi. Dar cu sosul ăsta de cheddar cred că-s bun rău. Gustăm și așa după. Hai, ia cartofi de ăsta. Băi, e bun rău. Ăsta de la Popeyes chiar îmi place. Se simte așa. Condimentul de pe aici se vede că e prăjit în altul ei, gen. În rând de cajun sau... Nu, dar... mai mult ăștia, normal. Și mă, tu? Tu, în general, mănânci mâncare condimentată rău? Păi de-aia. Hai să-ți facem și burgeri, să arătăm cum arată burgeri și după aia încercăm și cu cheddar ca să nu-i plictisim pe băieți. Lăsați în comentarii voi ce mâncați acum. Deci aici avem un cheeseburger și ăla, frate, ăla e baban, what the fuck. Stai că am o idee. Ia vezi ideea asta. Pac, pac. Cred că e cea mai bună idee. Ăsta a fost mai scump decât ăsta, cu 10 lei, gen, pe ăsta am dat 42 de lei și pe ăsta am dat 32 de lei. Da, dar ăsta are roșii. Roșiile sunt nașpa. Da, chiar sunt nașpa. Ai mâncat vreodată sos de ăsta? De ce, dar? De ce nu-ți place Friday? Ce experiență nasoală ai avut aici? Te-a putut careva când mergeai la Friday? Nu, nu. Prima și prima oară când mi-am luat în viața mea, am luat cu pui. Și eu. Și a fost nașpa, gen. Da, e mai bună Vita, gen, la ei. Eu în general nu mănânc Vita, dar când a luat bisui, a făcut o cumpărească de 3 miliarde, gen, a dat bani mulți atunci. 3 burgeri și și-a mai luat el niște aripioare, gen. Sau nu știu ce, chili, nu mai știu exact. E hai, bun, bă, gustați Friday-ul. Da, bă, că e bun, rău, sus, ăsta. Nu, prima oară, trebuie să guști Friday-ul, neapărat. Prima și prima oară Friday-ul, că e mai scump. M-am uverit și de la Popeyes cu sosul ăsta cheddar. Poi. Și 7 lei sosul. Gustul ăsta prima dată, da? Țin să menționez că n-am mâncat nimic azi, deci ar putea să-mi placă tot ce mănâncă, gen, e și de foame, știi ce zic? Ia vezi care cheddar de ăsta și în el. Am văzut la Lucian pe TikTok că acum astea sunt mai mari decât de obicei, gen. Și mai multă carne. Ia. Prima gură, da? Ești gata? 3, 2, 1 și...
Nu par surprins. Știi ce n-aș fac în vacanță? Că eu nu știu să compar, că n-am cum să compar cu altceva, că gen nu prea mănânc burgeri. N-am putut să compareze și dacă e bun sau nu. Bă, îmi place, dar a fost 42 de lei. Dar primești vită cu asta moale, cu cheddar, cu cartofi, sosul care e 7 lei în plus, gen, sucul. 2 lei. Ia, ce mai are în el? Desfă-l un pic. Nu mă așteptam. Arată la cameră. E cu roșeață, nu știu ce e roșeața aia, o fi ketchup? Cu cheddar, cu sosul la galbin, nu știu ce e. A, e sosul la galbin. E cheddar, cu vită și salată n-are în el. Te mi-a plăcut băluța aia. Gata, știu de unde e următoarea mușcătură. Cum e vere, îți place? Ce ne-am luat de la pap, de la ăsta? Ce ai putea să fie mai bun de 52 de lei? Cam mai variante. Gen, e bun. Bă, nu suntem hateri, e bun. Da. Doar că noi suntem săraci. Luați și voi o gură. Nu, glumesc. Mie cred că chifla nu-mi place. Aia e ca să vezi, mi-e place chifla. De ce nu-ți place chifla? Că este foarte bine aici asta. E... Și e moale. Nu, dar gen e moale că ai chiflă de aia brioși. Cumva dacă... Ce e aia chiflă brioși? Asta, că e foarte moale. Și uite, e bun, dar nu mi-aș da. Bun, Friday, hai să le dăm și note. Băi, aș da un 8. Da. Un 8 solid merge. Dar doar trebuie să-i dai mai puțin, că tu ai zis că nu-ți place. Mie îmi place. Nu, îmi place. Dar nu e, nu știu, de 50 de lei de lei. Da, fact. Bun, hai să vedem papa aici. Cartofii am tot mâncat cu sosul ăsta. Bă, sosul de cheddar chiar e bun. Dă jos roșia aia. Ți-ți plac roșiile? Urăsc roșii. Dă-le jos. Are ceva sos pe el, cred că e maioneză picantă, l-am luat picant. Are chifluța asta care tot așa e moale. Bucata de pui, văd o bucată de cașcaval, niște varză și sub sunt niște castraveți murați. Hai mă să vedem cum e navila asta. Asta cred că ar fi cea mai satisfying bucata să o mulici. Cred că dacă vezi burgerul ăsta de aici îl muci din prima. N-ai cum să-l lași asta la final. Mamă, ce bucată de pui. Pă bun! Bă, ți-am zis, am mai mâncat papai. Și în general asta e comanda mea. Plus că, când filmăm noi vlogul ăsta, chiar ieri, au avut Andu și Georgescu o deschidere într-un mall la un Popeyes nou, cred. La Brașov. La Brașov? La Brașov. Dacă găsesc story-urile și așa, vi le pun pe ecran, dacă nu, nu vi le pun. Și în general, gen, v-am zis, asta e comanda mea la Popeyes. Îmi place mult că, gen, Andu și Georgescu fac promovare la Popeyes, pentru că, bă, chiar e bun, real. Și, mă rog, dacă nu vă place mâncarea condimentată, nu sunt șanse să vă placă Popeyes, pentru că aici, gen, se simte condimentul din orice, de asta nu-i place lui Vlad. Ia-ți, Vlăduț, ce părere ai? Bă, ce bun e sosul ăsta de cheddar. Ce simți în el? Note florale, flori de măr. Cum ai zis tu condimente, da, e bun, dar știi ce cred că nu-mi place mie? Pui un burger. Știi ce e fain? Foarte, foarte, foarte fain. Ce-ai că ia bucata mare și nu pot să vorbesc. E picant. E tare. Nu știu cât a fost? Deci meniul a fost 30 de lei. Cumva e bun, gen. Da. Dar e mai bun sau nu ca Smith, ca Friday? Ce ți-ai cumpărat? Bă, mi-e place foarte mult puiul. Cred că e o concurență din asta un pic unfair, că unul e cu puiul, unul e cu vită. Dar mi-e place mai mult puiul și mâncarea mai condimentată, așa că... Bine, și e și mai ieftin, gen, probabil mi-aș la Popeyes decât Friday. Plus că Popeyes e mai aproape de mine decât Friday. Friday l-am găsit în București Mall. A trebuit să vină în inima Bucureștiului ca să-l găsesc. Nu cred că mall este problema. Bă, chiar vă mulțumesc că nu ați ieșit de pe clip până acum. Apăsați și voi like și abonați-vă pentru că anul ăsta golul meu e să-l iau la abonați pe site. Probabil nu o să pot, dar dacă o să pot o să fie tare, pentru că... Nu știu ce să faci dacă le abonați. Mă duc și dau un pumn și zic, frate, te-am luat, din da, prietenește. Băi, abonaților. Vă dau o mașina mea. Îmi glumesc, băi, am zis că dacă până la finalul anului facem 300 de mii, vă dau mașina mea, gen, pe bune, trebuie să o repar întâi, dar vă dau repalată. Să vă dau paguba vouă. Notă. Nu. No. Eu îi dau mai mult decât la Friday. Bine, dar la Friday n-am gustat burgerul cu pui, gen. Păi da, Popeyes n-are burger cu pui. Ah, da, chiar. Bă, sosul ăsta decizie bun rău. Da, eu îi dau 7. Mai bun, Friday. Ți-a plăcut mai mult Friday-ul? Ia uite, bă, ce diferit. Îmi place mai mult vita, gen. Păi eu, nu știu, puiul e pui. Vara-i vară. Atunci o să-l termin eu. Robi, cu cât pizza aia ce mai face? Tu zici că se descurcă? Eu zic că a fost în cel puțin 3 magazine să caut. Fiți atenți, prima dată când am avut eu interacțiune cu Ciocolată Dubai. Unde ai interacționat cu el? A fost la șaurmeria lui Dima. Sau mă rog, contact. Pentru că am mâncat clătită cu Dubai, din clătită Dubai. Și ce zic? Vlogul trecut. Exact. Pe care dacă... A, cu două vloguri, de fapt. Pe care dacă nu le-ați văzut, mergeți și uitați-vă la ele, pentru că sunt tari. Și a zis că, bă, el a gustat Ciocolată Dubai, a gustat 3, numai una i-a plăcut. Ei bine, după ce am mâncat clătita aia, a venit un băiat la mine și mi-a oferit Ciocolată Dubai, care, vă zic, sincer, nu mi-a plăcut. Se simțea ulei, se simțea blatul ăsta de aici, stai să o scot. Asta am luat-o de la Sumo 179 cu cofetăria Claus sau colaborare, gen, amândoi sunt prietenii mei, gen, și Andu și Adam, dar o să vă răspund și o să vă zic sincer ce părere am despre Ciocolata Dubai. Mă rog, am vrut să văd dacă și la asta blatul e tare, imediat vă zic și ingredientele și din greșeală am rupt-o, pentru că nu-i blatul așa tare, deci s-ar putea să-mi placă mai mult. Glazură de cacao cu lapte, sola, cataif, grâu, cremă de fistic, fistic, lapte, grâu, sola, glazură cu aromă de zmeură, toză, glazură cu aromă de lămâie, lactoză, cris îngroșat. Nu, stai, asta nu e ingredient. Dar am rupt-o din greșeală pentru că voiam să testez dacă partea asta e groasă sau nu, gen. Și nu era groasă și uite
cum s-a rupt. E mult mai tare față de ce am gustat eu. Da, mă rog, vă spuneți voi. E mult mai tare față de ce am gustat eu atunci. Și aia nu mi-a plăcut. Asta mi-a rasit sincer mai bine. De 10 ori mai bine. Bă, și era o coadă la sum. E mai bună. E de 10 ori mai bună. Bă, aia era uleioasă, frate. Se simțea nașpa rău. Spui că mestecai ulei. Dar asta e bună. Ce-i drept? Real talk acum cu voi. Băi, 30 de lei bucata asta de ciocolată, gen. Cumva ca să o încerci, merită. Dar eu personal, pentru că nu sunt fan așa mare fistica, taif, ciocolată Dubai și trendul ăsta, nu o să-mi iau încă o dată. Deși e foarte bună, e 30 de lei. E foarte bună și mi se pare tare. E crunchy. De notă. Bă, mi-a plăcut, dar mă deranjează că e scumpă. Gen, asta e asta, de asta o să-i dau o notă mai mică. O să-i dau 7 pentru că e scumpă, gen o bucată de asta mică. Dar e foarte bună. Tu ai terminat de prea dulce. E ceva prea dulce. Dacă da, ce-i prea dulce? Da. Ce-i prea dulce? Nu știu, ciocolată cu ciocolată. Mi-a luat ciocolata cu ciocolată. Gen, ciocolată și nu să aibă ciocolată care curge sau din asta. Nu, e mult. Mie îmi place. Adică nu mănânci la bachii? Bă. Dar nu mă refer ceva de tare. Nu, cea mai bună chestie e chestia cu fructe. Sunt chestiile cu fructe, gen. Mie e care e cea mai bună, Milka? Milka cu căpșuni. Și aia e bună, dar stai un pic. Nu, că, adică ți-e place tortul diplomat? Ăla cu kiwi cu frișcă? Nu mă, nu. Bă, când eram, bă, nu-mi plăcea tortul diplomat și când era ziua mea mereu îmi făceam mama tort diplomat. Nu, nu mă refer și mâncam, era ok, gen, dar mi-e place dulce de frate. De exemplu, zmeura aia cu băgată în ciocolată ai mâncat? Da. Ce bun. Da, n-am cum să... Da, și fetele și... din aia cu ciocolată în care mui tu chestii. Wow, cât de dulce și cât de bun! Și zmeura aia cu ciocolată... Și zmeura aia cu ciocolată a fost super, super trend. Ce mai bună? Asta sau zmeura cu ciocolată? Păi nu mai țin minte ce gustă avea. Asta, îmi place mai mult asta. No. Ba da. Aia. Ești un dubios. Mm-mm. Ce note-i dai? Nu știu, 4. 4? Nu, 4 nu, 4. 4 mă doare mâna. Cică chiar ce face. Nu, ai suc la băut, Vlad, pe tot. 6. Sucul meu este acolo, ăla-i sucul tău. Tu l-ai băut pe tot. Da. Ia, lăsați în comentarii de câte ori ai băut Vlad din paharul ăsta. Și acolo să fie. Dau un 6. 6? Da. Poți să-i dau una, așa? Nu. M-am păstrat stilul Boschi, special ca să ajung la cea mai faimoasă și bine cunoscută frizerie de pe TikTok, frizeria lui Adam. Adam a mai tuns în trecut, mi-a plăcut cum a tuns, dar am plecat. De ce le vin la Adam să te tunzi? Că m-am mutat în străinătate. Bă, bune, am fost mutat în Irlanda până acum. Plecați din țară. Unde ai fost, mă, tu plecați în Irlanda, în Dublin, la tata. Și cât ai stat? Și așa, bă, deci tu nu te-ai mai tuns de când te-ai tuns la mine ultima dată, tata ți-a crescut ție porul, în 6 luni. M-am mai luat tata la farfecă. Pac, 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 acolo. Și ce vrei să-ți fac azi? Nu știu, îți dau freestyle, fă ce vrei tu. Vrei să mă compor cu tine ca și cum ai fi prima dată aici? Da. Du-te afară, mai întâi dată, să te ia Modelin să spună că eu te aștept la scaun, da? Te rog frumos. M-a dat afară din frizerie, what the fuck? Bă, o decorat frumos măcar. Am emoții, ești frumos? Hai să mergem, pac. Pace pe roleplay. Salut, salut. Te salut, bro. Robi. Programare? Da. La ce ai? La Adam. Adam? Da? În programarea. Da? Salut, Adam. Salut, Robin, încântat. Ia un loc, te rog. Pun spumura, da? Da, frate. Cum ți-ar plăcea să le porți în partea de top? Bă, eu în general când mi-l fac, mi-l ridic un pic. Vrei să arăt o poză, te ajută? Da. Uite, eu în general îmi fac un fade și sus mi-l ridic așa, știi? Mai fluffy, așa, mai... șepcuță, știi? Mai opium. Mai opium. Și în lateral vrei să facem un skin fade? Un skin fade, da. Deci un șampon, te rog. Șampca? Șampon. Ah, șampon. Fie porul curat, trebuie să te fim corect, da? Ok. Mă simt tratat regește. Ai mănușile alea de fac masaj? Nu, glumesc. Bă, voi v-ați abonat până în minutul ăsta? V-ați abonat că vă știu eu pe voi stau și muncesc cap prostul. Oricum toți banii de luna trecută să știți că am plătit pe facturi. Mereu am văzut că îi facem lui Berechet în cap cu mănușile alea și vreau și eu să văd cum se simt. Ia vezi, Robi. What the fuck? Îmi trebuie din singură. Deci îți fac pachetul cu mănuși? De ce ai cumpărat așa ceva? Cum adică? Pentru clienții special, frate. Cum faci să fie un client special? Te usuci mai intri o dată, da? Și ceri pachet special. Fii atent, dacă faci 15.000 de like-uri, îți las 6-5-ul o săptămână să faci ce vrei tu cu el. Bă, totul stă în puterea voastră, dați like. Ai zis că nu vrei să luăm foarte mult de sus, nu? Da, facem nu, doar vârfuri. Doar vârfuri și în lateral facem un fade. Da. Ce am observat eu la tine. Bretonul este mai scurt și din ce în ce în spate pleacă mai lung. Adică rândul 1 e mai scurt, rândul 2-3 mai lungi. Ca să pot să-l aduc în față, nu? Poate nu, asta e greșit. Asta înseamnă că e o formă rotundă, care se folosește în general la femei. La bărbați sunt două forme care se folosesc, cel mai des pătrat
și triunghi pătrat. Adică dacă ridic toate firele în același punct se întâlnesc în linia asta sau okay. triunghiular. Din breton din ce în ce mai scurt către spate. Cred că aș vrea cred că în Irlanda, în Irlanda tai că tu n-ai știut să-ți fac pătrat sau triunghi, s-a făcut ceva mai rău. Da, da, da. Păi îmi punea ceva pe cap și după aia dădea cu farfeca în jurul, un bol sau ceva. Ok, ca să ți-a să freze aia, trebuie să facem pătrat. Bă, cât de frumos mai tuns. E fade-ul ăla puternic de să avem că noi trebuie să fie diferit rău. Fii atent, fii atent, stai. Voi să judecați în secțiunea de comentarii dacă a ieșit bine sau nu. Mie îmi place până acum fade-ul ăsta puternic și ce s-a întâmplat aici. You gon' be the judge. Cum se pare rău? Bă, tare. Eu în general când mi-l fac, nu știu cum să explic, sincer, gen bag așa mâna în el și-l fac așa, știi? Tu știi. Tu știi, tu știi. E bine? Da, e bine, e bine, e bine. Să fie de bine. Mersi mult. Ia vedeți fate pervers ce a făcut fratele Adam. V-am zis, lăsați voi în comentarii dacă vă place sau nu. Ba nu, am dat 41. Veniți aici dacă vreți fate din ăsta puternic. Bă, e fate-ul meu favorit de fiecare dată când mă atunci. Nu-i dau cald de căi lângă mine și care un Rolex și am nevoie de X5 lui. Dar m-a atuns bine, n-am ce să zic. Chiar frumos. Pură urata, Robi. Am cash. A, da? Da. Bine v-am regăsit din nou în umila noastră bucătărie. Nu o să vă mai arătăm tot procesul ăsta de facere pentru că ne-am dat seama cum să pornim cuptorul și ce credeți, l-am și preîncălzit. Până la urmă am luat două pizze din astea pentru că ar mânca și gura mea, ar mânca și gura lui Vlăduț. Plus că urmează să ne uităm la episodul 2 din Fugiți de acasă. Se pare foarte tare ce a făcut Shelly. Bă, frate, poate ții cont și mă chem și pe mine la următoarea emisiune de asta sau la un... Hai, lasă, vorbim noi, ne auzim noi. Mi-ai să nu țip că e vecina lui doamna Elena, că așa o cheamă și pe mama ca idee. Bă, vă place cum a tuns pe bune? Scrieți în secțiunea de comentarii. Acum am băgat din greșeală mâna în el și nu m-ai aranjat cum l-a aranjat el. În ciuda faptului că pizza e înghețată, asta cu ham n-am gustat-o, am gustat-o pe aia cu salam. Am deschis cuptorul și a ieșit tot fumul ăla în mine. Gata, e gata pizza. Am nebunule, ce ai credeai? Iar? Nu iar. Iar se repetă povestea, cu ce dracu o scot? Da, la trecută m-am ars. Vlad, uite! Nu, n-are rost, mi-e foame, gen, chiar n-are rost. Pac, una. Vrei să o pun pe aia la altă deasupra și facem și în viși? Nu, las-o acolo. Pentru că aparent m-am mutat la Vlad acasă, băieți. Ajunge una. Dă-te ca că sunt pizza. Am vecin rog. Am uitat. A căzut sub... A căzut sub grill. Eu cum am spus că ne uitam la Fugiți de acasă, eu nu v-am mințit, chiar ne uităm. Și de data asta i-am dat puțin add-on din ăsta de ketchup. Un ketchup dulce, nu picant. Vezi că s-a răcit suficient. Iarăși, crusta de aici e tare, în interior e moale. Bam, hai să-i dăm prima gură. Bă, vreau salivă în gură, efectiv. Eu am mâncat și Popeyes și Friday, da, cu Vlad, în aceeași zi. După aia am mers, m-am tuns. Am băut și cafea, pe care încă n-am băut-o, dar o să o beau. Și acum mâncăm pizza. Bă, a fost o zi în care i-a fost foame și am fost foarte obosit. V-ați abonat? Abonat ca cealaltă. Bă, eu am crezut foarte mult timp că sunt un fan foarte mare și încă. Dar, real, când am gustat... Ce faci, bere? Luai cinematic, făceai music video. Când am gustat-o pe aia cu salam, bă, am început să-mi iau acum mai mult cu salam, dar asta probabil pentru că în general mănânc pizza cu șuncă, gen. Dar e foarte bună. Și îmi place mult că are ceapă pe ea. Îmi place cepuța.